Un turist american a fost la un pas să-și piardă viața după ce a căzut în craterul muntelui Vesuviu. Acesta a scăpat telefonul în timp ce își făcea un selfie și a încercat să-l recupereze. Conform Digi24.ro, un turist american a fost rănit după ce a căzut în craterul muntelui Vesuviu. În timp ce își făcea un selfie, a scăpat telefonul din mână și a încercat să-l recupereze. Tânărul de 23 de ani și familia lui au ajuns în vârful vulcanului, înalt de 1281 de metri, care se ridică deasupra orașului Napoli din sudul Italiei, după ce au ocolit un turnichet pentru vizitatori și au mers pe o potecă pe care accesul turistului este interzis. Bărbatul își făcea un selfie când a scăpat telefonul din mână în gura vulcanului. A coborât în crater în încercarea de a-și recupera telefonul, dar s-a dezechilibrat și a căzut câțiva metri, potrivit The Guardian. Ghizii de pe Vesuviu au fost primii care au ajuns la fața locului, au intrat în crater și l-au scos afară. Polițiștii au ajuns și ei în zonă cu un elicopter de salvare montană pentru a asista la operațiunea de salvare. Bărbatul a primit îngrijiri medicale pentru mai multe răni superficiale. Turistul și cei trei membri ai familiei riscă acuzații pentru că au intrat într-o zonă interzisă extrem de periculoasă. În septembrie 2017, un băiat de 11 ani și părinții săi au murit după ce au căzut în unul dintre cei 40 de vulcani din zona Campi Flegrei, la vest de Napoli. Se presupune că băiatul a leșinat din cauza emisiilor de gaze și a căzut în crater. Părinții lui au încercat să-l salveze, dar craterul s-a prăbușit. Vesuviul, care a distrus două orașe vechi romane, este considerat printre cei mai periculoși vulcani din lume.